Doamnelor, domnilor, partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor pe sectoare cadastrale din 53 de unități administrativ teritoriale din cele 62 eligibile, scrie și 2M News. Ei bine, noi am mai informat de spectatorii pe tema aceasta. În anul 2022, suma care se alocă pentru înscrierea proprietăților din județul Maramureș în evidență de cadastru și carte funciară este de peste 8 milioane de lei. Despre toate acestea discutăm astăzi cu domnul conferențiar Ovidiu Ștefan, director OCPI Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Informăm telespectatorii despre ceea ce se întâmplă cu cadastrarea gratuită, dar ce se întâmplă în momentul de față? Cum decurge această activitate? În afară de informare și lucrăm. Lucrăm pe toate fronturile, atât pe front informațional și dumneavoastră ne dați o mână de ajutor binevenită, dar și faptic împreună cu angajații și cu colaboratorii noștri. Mă refer aici la topografii autorizați și firme autorizate și nu în ultimul rând, poate că în primul rând, primăriile, partenerele noastre directe care sunt în măsură să încheie contracte de prestări servicii cu prestatorii pentru a realiza cadastru sistematic. Una dintre prioritățile noastre ca Oficiu de Cadastru în anul acesta, dar una dintre prioritățile și la nivel național, la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Dacă tot ați spus despre suma aceasta de 8 milioane care o oferim la nivelul județului, trebuie să fac precizarea că oferim această sumă pentru primăriile care și-au arătat interesul și disponibilitatea pentru a susține realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, respectiv fiecare aveau posibilitatea să solicite până la o sumă maximă de 160.000 de lei. În acest sens, bine ați spus, am avut 62 de UAT-uri eligibile, din care doar 52 au semnat contracte de finanțare. Deci 59, nu 53. 52. Dar de ce doar? A 53, așteptăm contractul de finanțare să fie semnat de Săcel, unde există anumite probleme la nivelul comunității, primar, consiliul local. Chiar astăzi am revenit cu o adresă pentru aceștia, în ideea în care până la sfârșitul acestei luni să-și definitiveze opinia, pentru că în etapa inițială au solicitat finanțare, după care, când sunt în etapa de semnare a contractului de finanțare, se pare că întâmplă ceva probleme. Dar, una peste alta, avem 52 de UAT-uri care deja au semnat contractele de finanțare și care, în etapa aceasta, sunt pe drumul cel bun, respectiv, aleg sectoarele cadastrale care vor face obiectul contractelor de prestări servicii. Până în 29-a 4-a, trebuie să semneze contracte de prestări servicii cu prestatorii pentru realizarea cadastrului sistematic. Dar ceea ce discutăm, ce am prezentat până acum, face referire la realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale. În afară de aceasta, mai avem două componente foarte importante în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, și anume cofinanțarea, respectiv realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, în care finanțarea vine o parte de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și o parte de la bugetul comunităților locale. În acest sens avem 4 comunități locale care au solicitat cofinanțare și au încheiat 5 contracte de prestări servicii și contracte de cofinanțare. Discutăm aici despre circa 915 imobile dispuse, vă spuneam, în 4 UAT-uri. Și nu în ultimul rând, partea cea mai amplă a programului acesta național de cadastru și carte funciară face referire la cadastrarea sistematică pe întreg UAT-ul. După cum bine știți, la sfârșitul anului trecut am finalizat cadastrarea integrală a primei unități administrative teritoriale din județul nostru de Cupșeni, unde am avut circa 20.000 de imobile integrate în Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Deci acolo totul a decurs fără probleme într-un final. Sunt probleme inerente oricărui început, probleme inerente oricărei activități. Sigur, sunt și oameni nemulțumiți. Nu că e bine să dăm exemple unde s-a derulat cu succes și să vedem avantajele acestei operații. Chiar în Cupșeni am avut, spun eu, o activitate derulată cu succes.
datorită implicării foarte bune, foarte bune, și țin să-i mulțumesc pe această cale doamnei primar și comunității locale, angajaților de la primărie, am avut o comunicare și o colaborare foarte bună. Și nu în ultimul rând, chiar prestatorul a depus o activitate coerentă și elaborată. Desigur, sunt și lipsuri, ca în orice activitate, pe care și le-au asumat, ni le-am asumat și pe care încercăm să le rezolvăm în decursul timpului. Așteptăm să se modifice și legislația în acest domeniu, pentru că mai sunt încă unele lacune legislative pe care încercăm să le îndreptăm, să le propunem spre îndreptare cu ajutorul Parlamentului, să le finalizăm și să le punem în operă, astfel încât să venim în ajutorul cetățenilor și pentru binele comunității. Păi, spuneați dumneavoastră de avantajele cadastrării. Avantajele cadastrării sunt multiple. În primul rând, siguranța imobiliară, siguranța publicității imobiliare, cunoașterea amplasamentului, posibilitatea de a face împrumuturi, de a-și edifica construcții pe terenurile avute în proprietate și, nu în ultimul rând, siguranța economică a bunului proprietate. Vă spuneam, trec de la una la alta, sper să reușesc să fiu foarte coerent și să fiu înțeles de ascultătorii dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Vorbeam de cadastrarea sistematică în integralitate pe întregul UAT-ul. După ce primul UAT, prima unitate administrativ-teritorială a fost finalizată anul trecut, acum suntem în etapa de afișare publică, care a început în data de 16 martie. Ce presupune asta, afișarea publică? Afișarea publică în comuna Fărcașa presupune afișarea la primărie, în speță în acest caz, într-o locație vis-a-vis de primărie, a tuturor măsurătorilor topografice și prelucrărilor sub aspect juridic a proprietăților, astfel încât fiecare cetățean este rugat și are obligația morală de a se prezenta, de a lua cunoștință de rezultatele cadastrării până în această etapă și ceea ce este și mai important, poate face contestații și sunt rugați cetățenii pe această cale să prezinte, să analizeze rezultatul măsurătorii până în această etapă, să facă contestațiile corespunzătoare pentru a putea să facem îndreptările cuvenite, astfel încât finalizarea înscrierilor în cartea funciară să fie făcută cu datele corecte și reale din teren. Deci vă spuneam că UAT Fărcașa este în etapa de afișare. Va dura afișarea 60 de zile, perioada în care se pot depune contestații, după care mai urmează o perioadă de 90 de zile pentru finalizarea contestațiilor, pentru analiza contestațiilor și finalizarea contestațiilor, și până la sfârșitul anului, în mod cert, vom avea finalizat și Fărcașa sub aspectul cadastrării integrale. De asemenea, sunt în lucru, în stadii avansate, respectiv Comuna Recea. În maximul 3 săptămâni vom proceda și la Comuna Recea, la afișarea publică, urmată de etapele contestații și așa mai departe. Da, sunt interesați cetățenii să facă contestații, să depună sesizări? Acum, dumneavoastră, mă întrebați indirect de problemele pe care le întâmpinăm cu cadastrarea sistematică. Și dacă problemele sunt diferite de la o comunitate la alta? În esență, problemele sunt aceleași la toate comunitățile și fie că vorbim de cadastrare sistematică pe sectoare cadastrale sau de cadastrare sistematică în integralitate. Adică aș vrea să vorbim și despre probleme, dar și cum sunt rezolvate ele și să fie informat și cetățeanul, să fie de acord, da, să nu... Încerc să vă răspund la ambele probleme pe care le-ați spus. Dintre dificultățile pe care le întâlnim în rezolvarea cadastrărilor sistematice sunt lipsa, și vi le voi prezenta, nu neapărat într-o ordine, ci, hai să spunem, într-o ordine aleatoare, cum ar veni într-o discuție. Una dintre principalele probleme este aceea a lipsei topografilor autorizați și a firmelor, despre care am mai discutat și care, din păcate, nu își va găsi rezolvarea într-o etapă foarte apropiată. Și analizând din acest aspect, există o propunere legislativă care a trecut la vot de Camera de Senat, urmează votul în Camera Deputaților, care este Camera Deliberativă în acest caz, prin care
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară să nu se oprească în 2023, cum a fost aprobat inițial prin lege, ci să continue până la finalizarea înregistrărilor sistematice. Așa ar fi și bine, de altfel. Acum, e sau, și bine, sau nu mai putem așa lungi mult și ideal ar fi să o finalizăm cât mai repede. Este o vorbă în popor că dacă o lungești prea mult, e moarte sigură. Boala lungă, moarte sigură. Da, și asta e. Și avem o experiență neplăcută, spun eu, în acest domeniu, legile proprietății, respectiv legea 18. O tot lălăim din 1991 și încă am ajuns la finalizare. Sunt mele dosare și la nivel de Maramureș. O parte sunt soluționate. Se soluționează, Comisia Județeană lucrează intens, numai că, din punctul meu de vedere, și nu numai, a trecut și trece foarte mult timp până vom finaliza legea 18 și aceasta are repercusiuni inclusiv asupra aplicării Programului Național de Cadastru. Explicați-ne ce repercusiuni. Lipsa. Ajungem la următoarea dificultate pe care o întâmpinăm. Deci e un lanț, domnule. Lipsa, păi, întotdeauna o problemă dă naștere la cel puțin alte 3-4. În cazul acesta, nefinalizarea legii 18, respectiv lipsa titlurilor de proprietate, a actelor de proprietate, duce la îngreunarea cu foarte mult timp a finalizării Programului Național de Cadastru, respectiv a cadastrării sistematice. Se așteaptă până se soluționează dosarul? Nu se așteaptă. Acolo unde există posesii, în intravilan se pot înscrie posesorii, în lipsa actelor de proprietate. În extravilan, pe zonele cooperativizate, care au fost cooperativizate, din păcate, nu se poate înscrie posesia dacă pentru zona respectivă nu au fost finalizate legile proprietății, respectiv nu a fost finalizată eliberarea titlurilor de proprietate. Astfel încât zonele respective care nu au titluri de proprietate, chiar dacă în realitate sunt folosite de cetățeni cu titlu de proprietar, nu se pot înscrie în proprietatea acestora, că nu au acte de proprietate. Posesia nu se poate înscrie pentru că lipsesc actele de proprietate inițiale respectiv, titlurile de proprietate, și atunci zonele respective se înscriu în proprietatea temporară a UAT-ului cu titlu de rezervă a Comisiei Locale de Fond Funciar. Lucru care uneori cetățenii nu le înțeleg foarte bine și de aici apare o altă problemă. Nominalizată cumva metaforic de un coleg de-al nostru drag nouă, un primar, a treia naționalizare. Dar nu este chiar așa, pentru că este o proprietate temporară și constituie rezerva Comisiei Locale. Bun, asta ar fi o altă problemă. Nu în ultimul rând, lipsa implicării totale și devotate a autorităților locale. Pentru că unde greșesc autoritățile locale? Ce nu fac? Nu se implică în ceea ce... Nu interesează, pur și simplu? Acum, nu e prea mult să spun eu că nu interesează, pentru că nu știu cum gândesc. Păi nu e și spre binele comunității lor? E spre binele comunității, dar uneori, din lipsa de înțelegere a fenomenului, alteori din lipsa oamenilor, personalului care trebuie alocat pentru această activitate. Oare nu cumva aici este problema majoră? Și probabil mai sunt și alte lucruri. Acum, nu au personal sau... Eu nu mai fac parte din administrația publică locală. Când stați de vorbă cu dânsii, ce vă spun? Prima reacție este aceea, nu am oameni. Ați văzut? Ok, dar o spun. În fiecare, în general, își trage focul la oameni. În loc să se gândească cum rezolvă, ce soluții pot avea. De asta spun că problemele sunt multiple și sub aspectul ăsta. În mod adică ar vrea să predați și oameni, nu? Există și problema lipsei personalului adecvat din primării, dar în mod cert este și aceea de a apasa lucrurile, lasă că mâine, poate poi mâine nu mai trebuie. Că, sincer, unii dintre unele comunități sunt dezinteresate, efectiv. Și când fac referire la acest aspect dezinteres, nu mă refer doar la conducerea comunității, ci și la cetățeni. Pentru că degeaba primarul este interesat, consiliul local este interesat, încheie un contract de finanțare, un contract de prestări servicii. Dacă cetățeanul nu vine să-și prezinte terenul cu ocazia măsurătorilor realizate în teren, nu vine să-și prezinte actele de proprietate pe care le deține, atunci activitatea noastră
se blochează într-un loc. Și dacă nu dețin anumite documente, ce se întâmplă în astfel de situații? Dacă nu dețin în anumite documente, respectiv documente de proprietate, și facem referire la zona cooperativizată, unde nu se poate înscrie posesia, o evidențiere a folosinței este de bun augur, pentru că creează premisele ca în etapa următoare primarul să finalizeze documentele pentru eliberarea titlului de proprietate. Și aici trebuie să înțeleagă cetățenii că chiar dacă nu au un titlu de proprietate sau de folosire pe un teren, trebuie să se prezinte la măsurători, să prezinte actul de mână pe care l-a făcut cu nu știu cine, cu proprietarul de drept din 1970, sau dacă nu are nimic, vine la măsurători și prezintă terenul, limitele terenului pe care le folosește, buletinul de identitate, urmând ca firma de topografie împreună să facă identificarea foarte corectă a limitelor, a suprafețelor, constituie o premisă pentru ca să-și facă o înregistrare corectă în registrul agricol, pentru comunitate să se plătească taxe și impozite la valoarea reală, urmând ca primarul, având o evidență foarte clară asupra extinderii și amplasamentului bunului deținut în folosință de cetățean, să poată face propunerile corecte, coerente și în cel mai scurt timp pentru eliberarea titlului de proprietate. Spun primar pentru că primarul este președintele Comisiei Locale de Fond Funciar și este îndrituit de lege să facă propuneri pentru Comisia Județeană pentru eliberarea titlului de proprietate. În acest caz, se elimină treaba pe care ar trebui să o facă cetățeanul sau comunitatea cu măsurătorile topografice și cu uneori propunerea pentru Comisia Județeană cu date incerte, cu date nu foarte sigure. Deci constituie un avantaj și trebuie să înțeleagă cetățenii că prezentarea în teren pentru a-și identifica limitele imobilului este de bun augur și le va asigura un avantaj în etapa următoare a eliberării titlului de proprietate. Pentru că, în mod cert, dacă de 30 de ani aproape nu s-au eliberat titlul de proprietate pentru anumite terenuri, în mod cert au fost anumite probleme. Lipsa topografului, lipsa angajatului specializat, lipsa identificării foarte corecte în teren, lipsa identificării cu vecinii. Ei, acum realizăm lucrurile centralizat toate odată. Toți vecinii dintr-o anumită tarlă să prezintă. Nu se mai ceartă, da? Și există posibilitatea ca eventualele discuții să se lămurească la fața locului și atunci prezența lor constituie un avantaj. Deci, interesul scăzut este o altă problemă. Iar cetățenii, explicați-le și acest avantaj, nu trebuie să plătească. Cel mai important lucru, cred că în toată cadastrarea sistematică, este că cetățenii nu trebuie să dea nici un bănuț, nu leu, nici un bănuț. Cadastrarea se realizează pe cheltuiala statului, pe cheltuiala Agenției Naționale de Cadastru. Eu zic că acesta este cel mai mare avantaj pe care îl are fiecare cetățean din UAT-urile unde se realizează. Avantajele sunt multiple. Vă spuneam la început câteva, dacă vezi și acesta direct, comensurabil, palpabil pentru fiecare, că nu trebuie să dea niciun ban. Pentru că și eventualele copii după buletin sau după acte se pot face la primărie fără niciun cost și nu implică cheltuieli. Domnule director, văd că aveți acolo niște cifre. Da, am și niște cifre. Pe fiecare UAT în parte, ne-ați putea spune... Nu, v-aș putea spune, dacă doriți, și cred că interesează, dacă vrem așa să facem, un clasament al ceea ce înseamnă UAT-urile interesate în realizarea cadastrării sistematice și vă voi da citire la primele, nu știu, 8-10 UAT-uri. Bârsana, de departe, cea mai activă comunitate sub acest aspect. Urmează Giuleștiu, care are un număr mai mic de imobile, dar o implicare foarte, foarte bună din partea primarului, din partea viceprimarului, astfel încât Giuleștiu, cred că anul ăsta vor termina întreaga suprafață de extravilan decadastrat și vor putea trece în etapa următoare la cadastrarea intravilanului. Ocna-Șugatac, Budeștiu, Strâmtura, Botiza, Oncești și nu în ultimul rând Rona de Jos. Desigur, lista poate continua, dar trebuie să spun că sunt în jur de 40 de UAT-uri care au făcut câte ceva. Restul până la 76 nu au făcut nimic, efectiv. Dar speranțe sunt că vom învăța cu toții din ceea ce ne-a dat de învățat
cadastrarea integrală pe întregul ATU în Cupșeni, din ceea ce ne-a dat de învățat cadastrarea sistematică în, să zicem, cele 10 UAT-uri fruntașe și, de ce nu, din lipsurile, din problemele cu care ne-am confruntat zi de zi. Și da, nu în ultimul rând, atât pentru comunități, da, cât și pentru noi, angajații oficiului cadastru. Care vreau să ajung? Care sunt aceste dificultăți pe care le întâmpină angajații dumneavoastră? Păi, cea mai... îmi cer scuze că am început neadecvat, dar cea mai importantă problemă cu care se confruntă angajații oficiului de cadastru este volumul foarte mult de muncă raportat la numărul acestora. Și cu toate acestea, în ceea ce privește cadastrarea sistematică într-un clasament făcut de agenție, anul trecut am ocupat locul 14 pe țară și mă laud, dar nu luați-o ca o laudă, ci ca o mândrie pentru comunitatea noastră, a județului Maramureș și a angajaților din oficiul de cadastru care au lucrat foarte intens pentru aceasta. Suntem în fața tuturor județelor din nordul țării, din regiunea de nord-vest, suntem în fața tuturor. Deci asta înseamnă că s-a muncit destul de mult și bine și avem premisele și pentru acest an să realizăm un număr important de, să realizăm cadastrarea unui număr important de imobile, astfel încât să putem spune și la anul pe vremea asta că ne-am făcut datoria. Vreau să vă spun doar așa că dacă raportăm lucrările soluționate de colegii mei anul trecut, raportat la, la anul anterior, 2020, avem o creștere de 35%. În condițiile în care anul 2020, pentru noi, exceptând luna martie, când a fost o lună cu puține înregistrări, respectiv cu puține solicitări, anul 2020 a fost un an normal ca toți ceilalți ani, datorită trecerii la digitalizare și la informatizarea activității, astfel încât cetățenii, topografii, notarii au putut să depună lucrări normal ca și într-un alt an. De aceea zic că e o creștere importantă a activității. Dacă vreți să facem o referire la 2013, avem efectiv aproape o dublare a activității, deci o creștere cu 95% în condițiile în care personalul este identic sub aspectul numărului. Deci o creștere foarte mare. Dar încercăm și cu sprijinul colegilor să ne facem treaba așa cum trebuie. Mai mult încercăm să facem pași importanți în ceea ce înseamnă digitalizarea și informatizarea activităților. În condițiile în care trebuie să menționăm, aveți și dumneavoastră personal insuficient, da? Personalul este... Noi considerăm cam cu cât, în ce procent este acoperit? Deci, sub aspectul numărului de posturi alocate, suntem acoperiți cu posturi, cu numărul de posturi alocate. Acum avem doi colegi care au plecat din sistem și organizăm concurs pentru două posturi. Deci, ălea le considerăm ca și ocupate, că se vor ocupa în urma concursului în mod cert sau mai mult ca sigur. Avem deja 5 dosare depuse, dar eu consider că la volumul de activitate pe care îl avem, ar trebui să mai avem cel puțin 10 oameni pentru a putea face față. Suntem la final de emisiune, domnule director. Ce repede a trecut. Da, dar vom mai reveni, așa cum am promis telespectatorilor, cu alte informații, pentru că urmărim și noi activitatea și e spre binele tuturor ca să afle cât mai mulți cetățeni cum decurge această activitate. Eu vă mulțumesc pentru interesul acordat pentru activitatea pe care o desfășurăm, o activitate care nu se vede chiar așa la primă vedere pe toate, pe toate străzile, metaforic vorbind, dar care necesită o muncă intensă atât din partea reprezentanților comunității locale, cât și din partea noastră a specialiștilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție și noi. O seară bună, ne revedem mâine.